Rock Mafia, episodul de azi este de fapt Q&A-ul ăla pe care vi l-am promis și v-am rugat să ne puneți întrebări în YouTube, în Facebook și pe Instagram ca să vă răspund la ele, pentru că canalul nostru deja are 2 ani, după cum am spus, cât de cât a început să meargă și a început să vorbească, așa că e timpul să vă răspund la întrebările voastre, cu toate că eu niciodată nu am înțeles ideea videourilor cu Q&A, dar am hotărât să încerc și eu chestia asta, să vedem. Și prima întrebare este, ești însurat? Băieți, cam straniu așa întrebare să auzi la băieți, dar da, sunt surat. Tot de la băietul ăsta este, cum vezi canalul după 5 ani? Eu nu știu cum o să fie canalul meu după 5 ani, sper că o să fie o echipă foarte mare. Toți interesați în automobile și o să facem ceva interesant și plac tuturor. Mai departe, mai trăiește BMW-ul, sigur BMW-ul mai trăiește. Urmează să facem încă un video cu dânsul care o să fie mai interesant decât toate care au fost până acum, dar până când e criză de timp. Pentru că la lucrul ăsta la care eu lucrez e foarte mult treabă acum de făcut și nu prea reușesc. Mai departe, Forță Mafia 33, foarte bine. Câți ani ai? Am... Ești major. Ce te-a motivat să începi acest proiect și unde vrei să ajungi? Nu știu unde vreau să ajung, o să văd pe moment și o să dezvolt canalul. O să mă dezvolt și eu împreună cu canalul meu. Ce m-a motivat să încep? M-am uitat că test driver în limba rusă sunt o sumedenie. Sunt foarte multe canale care fac test driver în rusă rele, dar printre astea sunt și câteva cu adevărat bune. Dar pe YouTube românesc nu am văzut nimic interesant și am hotărât să fiu eu cel care încearcă să schimbi chestia asta. Ai vândut Vito-ul? Da, foarte de mult am vândut Vito-ul. El a plecat undeva la Brăceni și după asta mi-a spus niște prieteni că l-au văzut cu o oglindă spartă. În orice caz, nu cred că nu merită în mâini bune. Dar poate și nu merită în mâini bune, nu știu. Care este numele tău complet? Pentru ce? Numele meu complet este Vasile. Dar dacă totuși vrei să arunci undeva niște bani și nu știi care este numele și unde poți să faci un transfer, o să las... de fapt, ca de obicei la toate videourile noastre, sunt link-uri spre... Nu v-ați înțeles. Dacă vreți să ajutați, acolo sunteți bineveniți. Câți băieți sunteți în proiect? 1, 2, 3, 4, 5... La moment suntem 6. Dar cei mai activi sunt 2 până când. Eu și băiețelul din spatele camerei. Ce planuri ai cu Mazda? Adică modificări... adică ce modificare ai vrea să-i faci? Planul cu Mazda, de fapt, vă l-am spus în primul episod cu Mazda și până când mă țin de planul ăsta. Adică vreau să o aduc la condiții, vreau puțin să o modific, doar vizual până când. Dacă eu o să rămâi mai mult timp la mine, o să ne băgăm și în partea tehnică, dar până când, doar vizual. Vreau puțin să o fac mai joasă, să o aranjez să fie bine, să o vopsim, să-i retapițăm salonul, până când cam astea. Așa. Mai departe. Când faci un test drive cu un Audi A8 2005, motor 3 diesel. Nu știu când fac, pentru că o să fac atunci când o să găsesc un posesor de așa mașină care e predispus să o dai la test și nu are pretenții la ce spunem noi despre mașina asta. Cam atât. Cred că o să fie curând. Când o să fie, până când nu pot, știu. Ce coincidență, când eu cresc cu un an, crește și canalul vostru cu un an. Continuați tot așa. Mulțumesc și felicitări și ție. Așa, mai departe. Când apare următorul test drive? Oișit. Și mai apare, mai apare, după cum am spus, până când totul se bate în criza noastră de timp. O să ne sperim să facem cât mai des, dar până când, na, cum putem. Ce părere ai despre Opel Astra H 1.9 CDTi 150K? Este o mașină bună pentru începători? Orice mașină care este ieftin dintr-un salut este bună pentru începători, pentru că când ești începător, în primul rând trebuie să te gândești la prețul pieselor, atât și țin de caroserie, ține de motor și de absolut toate piesele. Trebuie să iei o mașină care să poți să o întreții. Și chiar dacă o să se defecteze ceva din cauza ta, măcar să nu-ți fie așa de tare, să nu-ți pară așa de tare rău de chestia asta. Mai departe. Când video cu Mazda 323F, dar și cu BMW-ul. Cu BMW-ul, după cum am spus, o să iasă și cu Mazda deja am filmat o bucățică și trebuie să mai filmăm pentru al doilea episod. De tot cred că o să fie undeva 4 episoade posibil, poate 5. Așa. Tu vrei să faci un fel de cavalerie George Buhnici pentru Moldova? Asta e prima întrebare, că ești mai mult. Nu. Eu vreau să fac totul altceva. El are stilul lui, eu am stilul meu și ele nu sunt la fel. Așa că eu vreau să fac Mafia 33. Ai mai mulți urmăritori din MD? Ai mai mulți urmăritori din MD sau din România? Mai mulți urmăritori sunt din România. Moldova undeva 20%, România 60% și încă vreo 20%, asta e Europa, adică tot moldovenii și românii plecați în Europa.
ai un public țintă sau te interesează dacă... A, sau nu te interesează, dacă te axezi mai mult pe România sau Moldova? Vreau să mă axez pe cei care vorbesc limba română. Ei sunt și în Republica Moldova și în România, așa că, nu știu. Nu pot spune că am un public țintă și ține de vârstă. Cui îi place, se abonează și ne privește. Cam așa, a, da, și distribui și pune like-uri și toate chestiile astea. Mai departe, crezi că Moldova trebuie să unească cu România sau crezi că e mai bine să fie stat independent? De la bun început, noi suntem un canal absolut apolitic și nu vreau să mă bag în chestia asta. 26 ne vedem la Drag Racing Belts, dar ne-am văzut, cred că. Când o să aveți un BMW 530i E60 pe canal? Foarte curând o să avem un E60, doar că nu o să fie 530i. Stați aproape și o să vedeți de ce motorizare este vorba. De ce nu ți-ai vinde Mazda și BMW-ul să ții o pisică E36 Project Drift? Project Drift. Mazda neapărat o să vând după ce o să fac, pentru că inițial am avut ideea ca să o fac cât de cât să arate interesant și să o vând un pic mai scump, ca să putem după asta să luăm ceva mai scump și mai bun. BMW-ul nu are rost să-l vând, pentru că acolo se vorbește despre niște sume foarte fane. BMW-ul o să-l sfârșim noi cumva, dar încă nu știm cum. A, și dacă mi-aș cumpăra un E36 proiect pentru drift, mi-aș cumpăra. Dar o să vedem. Nu știu care să fie următoarea după Mazda. După ce o să vindem, o să ne gândim, după ce o să vindem, o să ne gândim la altă mașină. Faza preferată, una ahuena italiana machina. Una ahuena italiana machina. Bravo. Aș vrea să văd la fiecare test drive câte o întrecere, măcar cu un concurent al mașinii respective. Băgați întreceri, tuning, vreau să văd puțin drive pe canal. Și noi vrem să vedem, dar e foarte complicat să găsești o mașină concurentă la mașina pe care o filmez. În genere e complicat să găsești două mașini pentru test, pentru că asta necesită foarte mult timp iarăși, atât din partea noastră, cât și din partea celor care sunt predispuși de aceste mașini pentru test drive-uri. Așa că până când, așa băieți, când o să ne ocupăm anume de canal, atunci o să fie cu totul altă temă, vă promit. Dar până atunci mai avem de muncit. Apropo, și voi mai aveți de muncit până atunci. Prin distribuirile voastre, noi creștem mai mari, o să fim mai mulți și încet și ori o să putem să ne dăm mai mult, de fapt, o să putem să cheltuim tot timpul nostru pentru canal. Dar până când, cam așa. Când vei filma un G-Class? Haha, la iarnă. Eu deja m-am înțeles cu omul. Pur și simplu, G-Class-uri toți filmează vara pentru și să mergi prin oraș. Am vrut să fac o glumă, dar era să ating cineva care filmează pe Moldova. Nu, nu e să filmăm un G-Class la iarnă, așa cum se filmează G-Class-urile, stați aproape până atunci. Care este mașina ta preferată? De fapt, ca model sau ca marcă? Dacă ca marcă, până când preferat rămâne Mercedes. Până când, pentru că din 5 și mai mult iubesc BMW-urile. Și cine știe, ca model până când nu am nimic preferat, îmi plac multe mașini și nu pot spun despre una anume. Fă mai multe videouri cu mașini mai vechi, E34, E39, W126, etc. Da, o să facem neapărat și o să începem cu E34. Ce părere ai despre BMW E90-2006, motorizarea 2? Până când pot să vă spun doar că este foarte strașnic. Nu-mi place cum arată. Mai departe, când o să-l testăm, o să putem să spunem mai detaliat despre partea tehnică și despre cum se comportă el pe drum. Așa, fă un test drive special pentru Paștele Blajinilor cu un S-Class sau seria 7-2018. Adică să ai bodyguards lângă tine și tu îmbrăcat la cravată, să mergi printre morminte, să te vadă lumea. Uite, băiatul a făcut tot. Băiatul a stăruit, a făcut deja scenariu, regie. Voi nu mă luați și filmați. Dar voi nu aveți timp, blind. Salut, ce părere ai despre BMW X6M? Ai vrea să faci un test drive? Da, vreau să-i fac un test drive neapărat. Și părerea o să vă spun atunci. Când te gândești să începi un proiect turbo la un motor aspirat, crede-mă că asta îți va ridica ratingul la canal. Eu știu că proiectele aduc vizualizări, dar de asemenea ele mănâncă foarte mulți bani. Așa că atunci când nu dispui de sumele astea, mai scurt, până când filmăm test drive-uri. După asta v-am spus că noi o să ne ocupăm numai de canal, canalul o să fie cu totul altfel, o să fie foarte, o să-l derivăm, o să fie mult mai interesant. Sebi, ca de obicei, ne așteaptă la un offline la McDonald's în Buzău. Neapărat când o să venim iarăși pe România, o să anunțăm și o să ne oprim acolo. Când o să am sticker cu Mafia 33 pe haion? Foarte curând, pentru că încă puțin mai avem de lucrat la pagina noastră web, unde ele o să fie disponibile online și o să puteți să le comandați în toată Europa sau în toată lumea. Când putem și noi face un test drive cu BMW-ul? Neapărat când o să organizăm noi un offline, dacă BMW-ul o să fie viu, o să-l aducem acolo. Cine vrei să facă test drive, BMW-ul o să facă.
Dacă ai venit Priusul, ce mașină te gândești să iei, ce mașină ți-ai luat? Mult succes, în continuare faci o treabă excelentă, întreaga echipă. Mulțumesc foarte mult din numele întregii echipe. Și Priusul, până când a rămas toată familie, adică deja să plimb soția cu dânsul eu, până când mă plimb cu Mazda, când o să fac să meargă, până când încă nu merge. Inel, comentariul tău e foarte, 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 foarte bun și ne motivează tot timpul. Acum nu o să-l citesc, e foarte lung, o să-l clasez undeva aici, o să-l vedeți toți. Și mulțumim. Referitor la proiecte, vreau să spun, iarăși mă mai repet, adică până când proiecte nu putem să facem pentru că nu dispunem de suma care trebuie pentru proiecte interesante. Hai de gând să faci și alt content pe acest canal sau test driver. Până când test driver, atunci când o să ne ocupăm doar de canal, vă spun că o să-l derivăm și o să facem foarte multe chestii interesante, dar până când așa. Ce mașină urmează să aibă onoarea să fie daily? Încă nu știu. Până când Mazda. Facem Mazda, o folosim daily, după asta o vindem și vedem mai departe. Vreau un W140, dar până când Mazda. Ce job ai pe lângă acest canal de YouTube? Ai început să câștigi mulțumit canalului, scuze dacă suntem prea insistenți pe acest topic. Nu sunteți prea insistenți, oricum nu mă costă nimic să vă răspund. Jobul meu este, adică mă ocup cu crearea mobilierului la comandă din canal, până când am strâns undeva vreo $20, asta în întreg timpul, adică în acești 2 ani. Așa că nu e mare business până acum. Mai departe. Ai de gând să mergi mai departe cu ceea ce faci? Da, am de gând să merg mai departe cu ceea ce fac. Îmi place foarte tare, îmi place feedback-ul vostru, așa că până când la sigur o să mergem înainte. Vreau să știu și eu când BMW-ul o să-l vedem la Nürburgring. S-o permit să spun. Niciodată. Vreau să facem o poză împreună, că tare îmi place cum zici despre mașini și eu vreau să fac o poză cu voi toți împreună. O să facem neapărat la offline, când o să fie, nu știu. Eu am vrut tare să fac un offline când canalul împlinit 2 ani, dar din păcate nu am reușit. Iarăși, din cauza timpului, nu vreau pur și simplu să spun un anunț și să ne vedem la o benzinărie. Vreau să organizăm ceva într-adevăr interesant, unde o să fie plăcut să stăm, să discutăm și să facem poză. Mai întâi facem pagina web, după asta o să ne ocupăm și cu offline-ul. Cam astea au fost toate întrebările. Așa că băieți, ca de obicei, distribuiți, nu video ăsta, distribuiți video cu test driver-urile ca să le vadă cât mai multă lume. Abonați-vă la canal dacă nu sunteți abonați. Nu uitați de clopoțel. Și pa, ca! Nici golan. Eu iubesc agentul pentru că are Logan. Nu ardem nasol și eu am fost pisoi. Și eu am avut Opel cu motor de 1.2. Mergem ușor, dar cu muzica blană. Vreau să știu și eu când BMW-ul o să-l vedem la Nürburgring. Suca. Lolo. Și